Primul meci oficial de fotbal din 2015 de pe stadionul Marina Anastasovici este de tristă amintire pentru giurgiuveni. Astra Giurgiu a deschis scorul cu ajutorul lui Fatai în prima repriză, iar în repriza secundă, brazilianul Wellington egalează printr-o execuție care îi lasă cu gura căscată pe giurgiuveni. Astra forțează pe final și Kehinde Ionuț Fatai înscrie al doilea gol. Același brazilian al Concordiei Chiajna, Wellington, nu este de acord cu rezultatul și aduce egalitatea și un punct prețios pentru cei din Chiajna. Două momente dificile și aici mă refer la suferirea celor două goluri, am reușit să revenim, atât la 1-0 cât și la 2-1. Asta înseamnă caracter, asta înseamnă potență fizică, asta înseamnă inspirație într-un final a antrenorului că îl introduc pe Wellington care marchează două goluri. Oleg Protasov a fost complet dezamăgit că a pierdut victoria printre degete. Doar clipele de genul acesta, însă ăsta este fotbal. Ala, pragmatica... Nu e riscul. Dar adevărul este foarte greu când pierzi în ultima fază, când faci egal în ultima fază. Wellington a fost omul meciului după ce a adus un punct Chiajnei cu execuțiile sale superbe. Deja am dat așa un gol de forfcă, dar a fost foarte aici la România. De prima dată am dat doi goluri într-un meci oficial și forfică. E foarte frumos, sunt foarte bucuros. Trebuie să fim onești, să spunem că nu mai speram, dar în același timp ne trecea un sentiment de frustrare, pentru că, zic eu, în a doua repriză ce obțineam controlat jocul de la un capăt la altul, Astra nu și-au creat nicio ocazie și cred că era puțin nedrept să pierdem. După acest meci, Astra pierde poziția de pe podium în dauna celor de la ASEA Târgu Mureș și, în plus, ratează ocazia de a profita de înfrângerea pe care a suferit-o Steaua București pe teren propriu cu Rapid.